Bună ziua din partea Fundației Konrad Adenauer. Relațiile dintre România și Germania sunt foarte bine. Fapt valabil și pentru cooperarea în cadrul Uniunii Europene. Împreună trebuie să depășim o criză istorică. În acest context, vă propunem alturi de parteneri de la Hot News, dialoguri între reprezentanți din sfera guvernamentală și politică din Germania și România. Mă bucur că o avem astăzi alături pe Raluca Turcan, viceprim-ministru. Mă bucur și participarea lui Ralf Brinkhaus, care în calitate de lider al grupului CDU-CSU în Bundestag ocupa o funcție cheie în coaliție de guvernare. Dar cel mai mult bucură interesul manifestat de dumneavoastră, care ne umeriți. Mulțumesc! Bine v-am regăsit din studioul Hot News, care găzduiește astăzi, alături de Fundația Konrad Adenauer, prima întâlnire dintr-o serie de dezbateri la nivel înalt între politicieni români și germani, într-o perioadă marcată de revenirea crizei coronavirusului, dar și de nevoia unei solidarități la nivelul Uniunii Europene. Într-o lume în schimbare, încercăm să găsim răspunsuri și, de ce nu, soluții la marile întrebări ale momentului. Sunt Clarice Dinul și le spun astăzi, bine au venit la interviurile Hot News invitațiilor mei din studioul de la București, doamna Raluca Turcan, viceprim-ministru în Guvernul României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și din Germania, domnului Ralf Brinkhaus, liderul grupului parlamentar CDU-CSU din Bundestag. Alo! Aproape 150 de ani de relații diplomatice leagă România de Germania, dar și 28 de ani de la semnarea în 1992 a tratatului privind cooperarea și parteneriatul în Uniunea Europeană. România și Germania au avut o relație privilegiată de-a lungul timpului, Germania devenind cel mai important partener comercial al României și al treilea investitor în economia românească. De asemenea, relansarea proiectului european a fost o temă intens discutată în ultimii ani, poziția României fiind că acest efort nu poate fi făcut de numai de țările din vechea Europa. Mai sunt acum aceste coordonate de actualitate, având în vedere criza COVID, care a rovit atât de brutal întreaga lume? Ja, also die Koordinaten in den Zeiten von Corona haben sich natürlich verändert, das ist überhaupt keine Frage. Ich denke mal, Europa wird nach Corona sicherlich anders aussehen, aber wir sind sehr optimistisch, dass Europa nach Corona besser aussehen wird und dass wir viele, viele Chancen haben, weil wir auch sehr, sehr viel lernen momentan. Doamna Turcan. Aș putea spune că relațiile excelente dintre România și Germania au ajutat și Europa și România în special în această perioadă de criză, întrucât avem pe de o parte relațiile bilaterale pe care dumneavoastră le-ați menționat și care țin foarte mult de schimburile comerciale, de partea de investiții străine, atât în România cât și în Germania, dar în același timp și de reacția la nivel de Uniune Europeană, care a reușit să fie impusă până la urmă la propunerea Germaniei și Franței. Și chiar dacă la început au fost anumite ezitări, eu cred că decizia și reacția comună a Comisiei Europene, a Consiliului Uniunii Europene, au fost de bun augur în ceea ce privește perspectivele de salvare a țărilor membre în această perioadă de criză, dar și de dezvoltare pe baza oportunităților create. Eu cred că este vital ca într-o perioadă de criză sanitară urmată de criză economică, orice oportunitate să ajungem să o valorificăm. Și până la urmă, buna colaborare, eu cred că a fost benefică pentru România. Ja, also das ist in der Tat so, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien insbesondere in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer besser geworden sind, dass sie sehr gut sind, dass wir enge Verbindungen haben und wir wissen das auch sehr zu schätzen. Wir wissen natürlich auch eins, dass die Partnerschaften, die wir haben, auch gerade zu den ost- und südosteuropäischen Ländern essentiell sind für die Europäische Union. Wir kommen aus einer Zeit,
wo die Europäische Union ein Projekt war mit Ländern im Westen von Europa, mit Frankreich und Deutschland insbesondere als Achse, aber auch mit Italien. Die Europäische Union hat sich erweitert, sie ist bereichert worden und für uns ist es wichtig, dass dies auch deutlich wird. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht nur ein Einvernehmen haben mit unserem traditionell starken Partner Frankreich, das ist auch weiterhin sehr, sehr wichtig, sondern dass wir ein gutes Einvernehmen haben mit unseren Partnerländern auch im Osten, im Südosten von Europa. Und das hat sich jetzt auch in der Krise gezeigt, das hat sich im der Europäischen Rat gezeigt im Juli in Brüssel, wo wir ja auch für die Nach-Corona-Zeit ein großes Recovery Package gemacht haben. Und es war eine Sache, die war sicherlich nicht einfach für Deutschland, weil es uns eine Menge Geld kostet. Aber ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Und ich denke mal, wenn wir es jetzt schaffen, damit auch eine Zukunft zu organisieren, dann ist es gut. Und Zukunft bedeutet auch immer, dass wir darauf hinarbeiten müssen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Und ich denke mal, da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wie gesagt, also mit der Partnerschaft, die wir auch momentan mit Rumänien haben, läuft das sehr gut. Aș simți nevoia unei completări suplimentare, și anume faptul că relațiile bilaterale între România și Germania au fost vechi, consacrate și bune. Ne-a ajutat și din perspectiva deținerii de către Germania președinției Consiliului Uniunii Europene. Așa cum am menționat, Germania și Franța au propus o formă de sprijin și solidaritate europeană la nivelul tuturor statelor membre. Din perspectiva noastră, chiar dacă pentru statele mari și dezvoltate reprezintă, să spunem, și un barometru de observare despre modul în care statele membre reușesc să cheltuiască banii, noi ne simțim provocați și ca și guvernare, ținând cont că odată la baza întregului proces guvernamental am pus statul de drept și respectarea justiției și a funcționării instituțiilor statului, am apreciat că fiecare euro reprezintă o oportunitate de dezvoltare și România ar putea, într-un ritm susținut de atragerea fondurilor europene, să recupereze din decalajele care ne separă de celelalte state membre ale Uniunii Europene. De altfel, cred că o informație demnă de remarcat este și aceea că la nivelul anului trecut aveam undeva absorpția fondurilor europene aproximativ de 1 miliard de euro, 600 de milioane erau pe punctul de a fi dezangajați. Cu preluarea guvernării de către guvernul Orban am salvat de la dezangajare 600 de milioane de euro, iar acum practic avem cea mai mare rată de absorpție a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană. Iată așadar că o ștachetă ridicată foarte sus a reprezentat pentru noi o provocare și să reușim să întoarcem acest context generat de o criză sanitară și economică într-un avantaj pentru țara noastră care să ne ducă la reducerea, să ne conducă la reducerea decalajului de nivel de trai față de celelalte state. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass auch die Rechtsstaatlichkeit so eine große Rolle spielt. Das ist insbesondere auch dem Europäischen Parlament sehr, sehr wichtig, dass das entsprechend geschieht. Und es ist auch uns sehr, sehr wichtig und ich weiß auch, welche Anstrengungen da von der gegenwärtigen rumänischen Regierung gemacht werden. Und das ist eine Sache, die wir auch wirklich sehr, sehr stark anerkennen. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass die Mittel, die auch entsprechend zur Verfügung stehen, auch eingesetzt werden und dass die Mittel auch abgerufen werden. Dafür ist das Geld da, um auch entsprechend die Entwicklung voranzutreiben. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung in Deutschland. Das ist nicht immer so ganz einfach. Das ist höchst, höchst anspruchsvoll und da muss man ein ganz, ganz großes Lob auch nach Rumänien schicken. Le-aș propune invitaților mei să luăm pe rând toate aceste chestiuni ridicate în prima parte a discuției noastre. Criza COVID reprezintă un moment de răscruce și un test pentru proiectul european. Știm că este, dar nu știm cât va dura. Cine și cum va câștiga această bătălie?
Na, ich hoffe, dass die Europäerinnen und Europäer siegreicher vorgehen werden. Denn da kommt es drauf an, Europa ist ja ein Projekt nicht für Regierungen, sondern ein Europa ist ein Projekt für die Menschen. Dass die Menschen also auch bessere Lebensbedingungen haben und dass die Menschen eine höhere Lebensqualität haben. Und das muss unser Anspruch sein. Und wenn wir diesen Anspruch nicht überall in Europa gewährleisten können, dann haben wir ein Problem. Und darum geht es, um hohe Lebensqualität für weite Teile von Europa, insbesondere auch für die jungen Menschen. Und mir ist persönlich eine Sache sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das klappt bei den jüngeren Menschen auch sehr gut, dass sie sich nicht nur als Rumänen und Deutsche verstehen. Das ist wichtig, das tun wir auch. Aber dass sie sich insbesondere auch als Europäer verstehen und dass sie wissen, sie haben ihre Möglichkeiten nicht nur in Frankfurt, in Berlin, sondern auch vielleicht in Bukarest und natürlich auch entsprechend umgekehrt. Und ich glaube mal, dafür müssen wir Gemeinsamkeit schaffen. Und das ist auch die politische Aufgabe, dass wir diese Gemeinsamkeit schaffen. Und insofern sind solche Gespräche wie heute unglaublich wichtig. Wenn wir das als Politiker vorleben, dass wir ein gemeinsames Interesse haben und dass wir die Dinge gemeinsam vorantreiben, ist das eine ganz großartige Sache. Und insofern bin ich der stellvertretenden Ministerpräsidentin auch sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Doamna Turcan, cum se vede de la București acest lucru? Eu cred că această criză ar putea duce la un câștig pentru cetățeni români sau europeni în general, dacă guvernele statelor vor reuși să transforme criza într-o oportunitate, să se adapteze la noile cerințe generate de această criză și fiecare obstacol pe care îl întâlnim, fie că vorbim de economie, de sănătate sau de educație, să reprezinte o provocare pentru noi să ne autodepășim. De aceea eu pun mare preț pe guvernele responsabile care în criză sanitară valorifică sănătatea publică și nu voturile sau demagogia, așa cum s-a întâmplat în foarte multe locuri și am văzut că au apărut crize sociale acute din cauza guvernanților care erau mai preocupați de propria imagine și în același timp, odată trecând prin aceste constrângeri generate de criză, sistemele, unele dintre ele foarte afectate în decursul timpului când vorbesc de România, cum sunt educația, sănătatea, să poată printr-un aflux major de resurse pe perioada de criză să fie puse la punct, să fie șlefuite și după aceea să devină extrem de performante. Și v-aș da exemplul sănătății. România a fost prinsă în această criză sanitară aproape devastată. Practic nu aveam stocuri, nu aveam materiale sanitare de urgență, instituțiile sanitare și de control erau depopulate și deprofesionalizate. Cam asta a fost moștenirea preluată de guvernul din care fac parte. Și la această problemă de preluare de guvernare, noi am reușit să infuzăm o sumă uriașă de bani în sistemul sanitar, practic 5,4 miliarde de lei peste un miliard de euro reprezintă o sumă uriașă adusă în sistemul sanitar. Am reușit să creăm fluxuri de profesioniști din alte sisteme spre sistemul sanitar, să digitalizăm de asemenea și sistemul sanitar, dar și alte instituții ale statului și nu în ultimul rând să folosim resursele europene pentru a pregăti în continuare sistemul de sănătate românesc să facă față acestei crize, dar să se ocupe și de ceilalți pacienți cronici pe care țara noastră îi are. Acesta este doar exemplul sănătății. Într-un echilibru la fel de important am prețuit economia și aici iarăși rolul Germaniei ca principal investitor și parteneri de schimburi comerciale e covârșitor și avem relații foarte bune și cu Camera de Comerț Româno-Germană și în economia românească am creat forme de sprijin pentru companii mici și mari, astfel încât unele dintre ele să poată să depășească perioada crizei, altele să se poată adapta noilor cerințe și mă refer la partea de digitalizare sau de căpătare de competențe digitale pentru angajați, astfel încât să răspundă noilor cerințe și noi piețe globale.
De la începutul crizei COVID am văzut diverse poziționări ale statelor membre și diverse reacții. V-aș întreba dacă există cumva riscul retragerii în propriile granițe ale statelor membre. Das ist eine sehr, sehr ernsthafte Frage, weil wenn wir eine Renationalisierung bekommen durch Covid, dann ist das mindestens genauso schlimm wie viele, viele andere wirtschaftliche und andere Folgen. Und deswegen nach einer ersten Phase im März oder April war es uns auch wichtig, dass die Grenzen offen bleiben. Die offenen Grenzen sind ein Symbol dafür, dass Europa zusammen ist. Das heißt jetzt nicht, wenn ich irgendwo einen Hotspot habe, wenn ich ein starkes Covid-Geschehen habe, dass ich nicht Reisebeschränkungen mache und dass ich Quarantänezeiten einführe. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Grenzen offen bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch innerhalb der Europäischen Union abstimmen, was die richtigen Maßnahmen sind und wie wir das zusammen machen können. Und dass nicht jeder so arbeitet. Ich denke jetzt erstmal nur an mein eigenes Land. Und das ist mir relativ egal, was in den anderen Ländern passiert. Und insofern haben wir natürlich auch hier aus Deutschland sehr genau beobachtet, was in Rumänien passiert, welche Anstrengungen da auch unternommen worden sind. Und ich kann nur sagen, es ist nicht einfach, in der Pandemie auch als Regierung die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, weil es ja auch eine neue Krise ist. Wir haben ja keinen Best-Practice-Beispiel für die ganze Bewältigung der Krise. Und ich finde, wenn man das alles mal so zusammennimmt, dann sind viele, viele gute Sachen erreicht worden. Aber wir müssen auch weiterhin gut zusammenarbeiten, weil wir werden durchaus einen herausfordernden Winter haben. Und wir müssen dann zusehen, dass wir, wenn wir nächstes Jahr dann Impfstoffe, bessere Testmöglichkeiten haben, dass wir dann also auch mit der Wirtschaft sehr schnell wieder an den Start kommen. Und da denken wir in Deutschland im Übrigen nicht nur an uns, sondern wir wissen sehr wohl um die Vernetzung der Exportmärkte, aber auch der Importmärkte. Wir haben europäische Wertschöpfungsketten. Es ist so, dass Teile, die in Rumänien verbaut werden, aus Deutschland kommen, dass in Deutschland Sachen verbaut werden, die aus Rumänien kommen. Und wir haben in der Krise eins gelernt, wenn die Wertschöpfungsketten nicht mehr funktionieren, wenn die ganze Sache zu ist, dass dann natürlich auch die Wirtschaft nicht läuft. Da, aș putea spune că la începutul acestei pandemii a existat o reacție de contracție din partea statelor europene și începuse să prindă contur un curent din acesta de dezamăgire din faptul că statele europene nu reușesc să facă front comun, să se unească și să înfrunte împreună pandemia. Mi-aduc aminte momentul zero al declanșării pandemiei, când a început o competiție extrem de acerbă pe piața medicamentelor, a echipamentelor medicale, a aparaturii medicale și în acel moment ne-au ajutat foarte mult relațiile bilaterale și am reușit oarecum ca stat care nu era privit cu maximă încredere la masa deciziei europene din cauza guvernării precedente, să intrăm în această competiție și să alimentăm sistemul de sănătate românesc atât de prejudiciat la momentul intrării în criză. După aceea, forțele europene s-au unit, a contat foarte mult, așa cum a menționat și la început, propunerea comună făcută de Germania și Franța, în care au reușit să impună crearea unui front comun în această perioadă dificilă și fondurile pentru dezvoltarea statelor membre au fost suplimentate considerabil ca urmare a suplimentării bugetului întregii Uniuni Europene pentru recuperarea acestor decalaje și înfruntarea crizei de coronavirus. Așadar, din perspectiva aceasta, să spunem, a efortului și a sprijinului comun s-au făcut progrese uriașe. Din perspectiva liberei circulații, așa cum spunea și domnul Brinkhaus, iarăși,
Unele state au avut ca prim impuls să închidă granițele, altele erau dezorientate, nu știau cum să separe transportul de persoane de transportul de mărfuri și până la urmă a existat un moment de respiro, s-a creat cadrul european astfel încât schimburile comerciale să nu fie prejudiciate, să nu fie închisă complet economia, după care s-au impus reguli privind transportul de persoane, reguli privind carantinarea, izolarea, deci practic un model de conduită de reacție în fața crizei care a fost de bun augur că s-a putut identifica la nivel comun în Uniunea Europeană. În continuarea întrebării precedente, v-aș întreba dacă există totuși tentația unui așa zis monopol al marilor puteri. Naja, ich weiß jetzt nicht, was ein Monopol der Großmächte ist. Also ich bin ja irgendwo zu meiner Partei gekommen wegen Helmut Kohl, der bei uns auch die Wiedervereinigung nicht nur organisiert hat, sondern vorangetrieben hat. Und Helmut Kohl hatte für Europa immer ein ganz großes Prinzip. Und dieses Prinzip war, dass Europa nur funktionieren kann, wenn alle Länder glücklich sind. Und das gilt insbesondere auch für die Länder, die nicht so groß sind, die ganz kleinen Länder, wobei Rumänien ja eigentlich schon ein größeres Land in der Europäischen Union ist. Und dementsprechend kommt es darauf an, dass wir eben nicht den Eindruck erwecken, dass es um die Interessen von wenigen großen Ländern geht. Es geht auch nicht darum, dass es jetzt so ist, dass wir mit China, den Vereinigten Staaten oder sonst was zufrieden sein sollten, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass wir als Europäer zusammenbleiben und dass wir eine schöne Balance haben. Und Balance ist das Kunststück, was wir in Europa immer wieder voranbringen müssen. Und da arbeiten wir hart dran. Ich glaube, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, steht dafür, immer wieder an dieser Balance zu arbeiten. Das Gleiche gilt aber auch für die rumänische Regierung, für Herrn Orban, für Frau Turkan. Das ist unsere tägliche Aufgabe, dass es eben nicht nur so darum geht, dass die Großen was davon haben. Mă gândeam că tentații pot să existe. Important este ca ele să nu prindă forță în Uniunea Europeană și modul în care pe fond comunitatea europeană în ansamblu a reușit să reacționeze în această etapă mă face să cred că există o deschidere și o înțelegere totală a nevoii de viitor european comun și România va fi un puternic susținător în guvernarea liberală condusă de premierul Orban al acestei dezvoltări europene comune care să pună accent pe echitate, pe reducerea decalajelor și în același timp pe bani investiți corect, pentru că mie mi s-ar părea firesc ca un mare contributor la Uniunea Europeană, nu? Cum este Germania, să-și pună întrebări în permanență, domnule, cum sunt cheltuiți banii noștri de către celelalte state. Și de aceea noi vrem să facem lucrul acesta extrem de transparent, de asumat, astfel încât să creștem ca și credibilitate în ochii partenerilor de la masa europeană și să se înțeleagă că noi dorim să folosim aceste finanțări europene pentru a reduce decalajele, pentru a ne apropia ca nivel de trai de Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta îți crește puterea de cumpărare la nivelul Uniunii Europene, îți cresc veniturile și crește prosperitatea în cadrul întregii familii europene. Adică este un proces reciproc, chiar dacă la o primă vedere pare doar în avantajul unor state beneficiare de fonduri europene, pe termen lung state puternice la masa europeană reprezintă un puternic atu pentru întreaga Europa. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich das noch einfügen darf, den Frau Turkan da gesagt hat, die transparente Verwendung der Mittel. Wir sind Nettozahler als Deutsche. Das tun wir aber auch gerne, wenn wir wissen, dass dieses Geld in dem Sinne, was die stellvertretende Ministerpräsidentin gerade gesagt hat, eine Investition ist. Wenn dadurch die Verhältnisse verbessert werden, wenn dadurch die Wirtschaftskraft verbessert wird
Und wenn das dazu führt, dass der Wohlstand auch in ganz Europa verbessert wird. Und um das entsprechend nachzuweisen, braucht man eine transparente Mittelverwendung. Dann sind die Länder, wo die Nettozahlungen herkommen, auch motiviert. Wenn es allerdings nicht so ist, dann ist es auch schwierig, gegenüber der eigenen Bevölkerung zu argumentieren, weil es natürlich so ist, dass die Menschen auch in Deutschland fragen, ja, wofür wird das Geld in Europa ausgegeben? Ist das sinnvoll ausgegeben oder nicht sinnvoll ausgegeben? Und ich glaube, wir beide haben ein gemeinsames Verständnis dafür, dass wenn man es gut macht, es wirklich sinnvoll investiertes Geld ist, Geld, was die Zukunft verbessert. Und insofern kann ich das dann auch gegenüber meinen eigenen Wählerinnen und Wählern argumentieren. Pentru că la începutul discuției noastre aminteam despre poziția României în proiectul de relansare europeană, cum dorește să nu fie făcut doar de vechea Europa și pentru că aminteați de statele puternice, doamna Turcan, care stau la masa discuțiilor, iar domnule Brinkhaus spuneați că oamenii se întreabă. Oamenii se întreabă de asemenea dacă la masa deciziilor România este vecinul mai sărac, pus pe la colțul mesei sau este un partener deplin de discuție și de negociere? Also ich glaube, wenn wir in den Kategorien denken, arm und reich oder stärker und schwächer, werden wir keine Zukunft haben. Also wir sind eine europäische Familie und in einer Familie ist jeder gleich viel wert. Und darum geht es am Ende des Tages. Und das ist auch immer die Grundannahme in der deutschen Politik gewesen. Es gibt keine armen Partner, es gibt keine schwächeren Partner, sondern alle Länder sind sehr, sehr wichtig. Die Länder, die auch konstruktiv am europäischen Projekt mitarbeiten. Eu cred că la masa deciziei europene ești așa cum te comporți. Dacă te comporți ca un copil problemă al Europei, riști la un moment dat să fii marginalizat. Dacă te comporți ca un partener responsabil, care în momente dificile se solidarizează cu ceilalți, care este interesat de prosperitate, de progres, de calitatea vieții, atunci evident că și credibilitatea ta în ochii celorlalți crește și îți crește și puterea de negociere. Eu nu pot să fac abstracție de reușita negocierilor președintelui Klaus Iohannis la nivelul Consiliului Uniunii Europene, când a reușit să obțină pentru România practic cea mai mare sumă de bani de la, să spunem, de la momentul integrării noastre în Uniunea Europeană, bani care vor fi folosiți pentru dezvoltare și e important ca aceste fonduri europene să încapă pe mâna unor oameni care nu se joacă cu focul, unor oameni care vor să-i direcționeze în locuri care produc plus valoare și nu care să-i irosească în beneficiu electoral, cum s-a mai întâmplat, pur și simplu să se risipească pe tot felul de proiecte care la final n-au lăsat absolut nimic. De aceea, eu cred că în momentul în care te așezi la masa Uniunii Europene și arăți că un guvern nou instalat într-un an de zile a reușit să atragă fonduri europene în momentul de față de peste 5,7 miliarde de euro, în condițiile în care guvernul precedent, socialist, a reușit marea performanță de 1 miliard de euro, credibilitatea ta în fața celorlalți crește. De asemenea, dacă tu la masa deciziei arăți că în exercițiul financiar viitor 2021-2027 ai deja proiectele gata conturate la începutul ciclului financiar, astfel încât ele să intre la finanțare și implementare și să beneficieze de un exercițiu deplin de punere în practică, iarăși oamenii te privesc ca un om serios. Până la urmă, iarăși e important să menționăm faptul că există două tipuri de finanțări în perioada următoare. Avem exercițiul financiar multianual, care este împărțit pe 2021-2027 și unde există 8 direcții de atragerea acestor fonduri, dar există și programul național de recuperare și relansare suplimentat la negociere de către președintele Klaus Iohannis și care are câteva avantaje certe. Unul, că acești bani trebuie să meargă
neapărat pe domenii de reformă, care să crească capacitatea instituțională, calitatea vieții, calitatea marilor sisteme. De asemenea, trebuie să fie cheltuiți rapid și asta înseamnă că trei trebuie să aibă proiecte mature încă de la începutul anului viitor. Și de aceea, în 15 octombrie, noi ne propunem să prezentăm și să transmitem Comisiei Europene acest Program Național de Recuperare și Reziliență, tocmai pentru a arăta că România știe exact ce are de făcut în următorii 10 ani, cum pot fi întorși în beneficiul propriilor noștri cetățeni aceste avantaje care ne vin din calitatea de membru al Uniunii Europene. Pentru că am vorbit despre acest plan de relansare economică, va rezolva acest plan de relansare economică problemele Uniunii Europene din acest moment? Și încă o discuție fierbinte pe agenda Uniunii Europene este condiționarea fondurilor de respectare a statului de drept. De ce este atât de importantă această condiționare? Ja, fangen wir mal mit der Rechtsstaatlichkeit an. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Sie haben gerade gesagt, die Probleme Europas, ich spreche da lieber von den Herausforderungen Europas. Wir sind natürlich auch eine Wertegemeinschaft und Rechtsstaatlichkeit also ist ein Wert, ob das jetzt nun die Freiheit der Presse, die Unabhängigkeit der Justiz ist und so hängen die Sachen durchaus miteinander zusammen. Ich glaube mal, das ist das Entscheidende. Was sind die Herausforderungen in Europa? Die Herausforderungen in Europa sind vielfältig, aber die liegen nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europa. Wohlstand muss erarbeitet werden. Wir haben dort mittlerweile harte Wettbewerber auf den Weltmärkten, wenn ich jetzt beispielsweise nach China, aber nicht nur nach China blicke. Und wir müssen als Europäer gemeinsam darauf Antworten entwickeln. Wir haben im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Quantencomputer, in vielen, vielen anderen Zukunftstechnologien durchaus alleine jeder Staat viel, viel weniger Geld und Möglichkeiten zur Verfügung, als das beispielsweise in China, aber auch in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Und deswegen geht es jetzt natürlich darum, unsere europäischen Kräfte bei all den Zukunftstechnologien, ob das jetzt nun Cloud Computing ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Wasserstofftechnologie ist, als Kampf gegen den Klimawandel, dass wir alle diese Kompetenzen in Europa zusammenbündeln, dass wir viel mehr gemeinsam machen. Denn nur wenn wir als Europäer mit unseren jetzt noch 450 Millionen Einwohnern die Dinge gemeinsam machen, haben wir eine Chance gegenüber den großen Blöcken, den Vereinigten Staaten, China, vielleicht auch Indien oder von mir aus auch Afrika zu bestehen. Und das ist eigentlich die Hauptherausforderung, dort immer wieder zusammenzubleiben, aber auch natürlich die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Denn es ist ja jetzt nicht so, es gibt nicht nur einen Staat Europa, sondern wir sind viele Staaten in Europa und diese Unterschiedlichkeit, die ist auch gut so. Das ist überhaupt keine Frage. Aber am Ende müssen wir natürlich alles immer wieder zusammenführen, weil wir nicht alleine auf der Welt sind und die Welt doch viele, viele Fortschritte gemacht hat. Und es geht darum, unseren Wohlstand weiter zu erarbeiten. Doamna Turcan? Eu cred în statul de drept și dumneavoastră, ca și partener jurnalistic al activității noastre politice, știți că am luptat foarte mult pentru ca România să rămână un stat de drept atunci când acesta era grav afectat și pus în pericol. De aceea, cred că statul de drept, iarăși la masa negocierilor și deciziilor, este o garanție a corectitudinii avantajelor pe care statele europene și le facilitează unele altora, nu? Pentru că Uniunea Europeană este o familie unde țările vin cu avantaje și dezavantaje și din suma avantajelor încearcă să răspândească bunăstarea la nivel european. Și atunci statul de drept este o condiție că banii se cheltuie legal, că instituțiile statului funcționează, că deciziile se iau corect și transparent. Și pentru orice stat, nu doar pentru România, aceasta este o condiție de bază și fundamentală în funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, eu cred că mai trebuie să privim un aspect cu maximă sinceritate. În momentul de față, între România și statele dezvoltate de la nivelul Uniunii Europene, există un decalaj.
e limpede, este un decalaj de bunăstare și de aceea politica de coeziune din perspectiva României este extrem de importantă și chiar în contextul în care Uniunea Europeană vorbește deja despre inteligența artificială, despre tehnologie avansată, despre energie verde, despre factori favorizanți pentru creșterea calității vieții, noi trebuie în continuare să facem un efort suplimentar, dacă vreți, în comparație cu alte state, să ne ridicăm nivelul de dezvoltare, să atenuăm aceste decalaje și simultan să avem și condițiile minime pentru un trai civilizat, dar să putem vorbi și de performanță avansată. De aceea, iarăși, pentru înțelegerea eforturilor pe care le facem noi ca și guvernanți acum, în continuare suntem preocupați de rețelele de apă și canalizare, de gaz, de refacerea infrastructurii, care pentru multe țări de la masa europeană sunt deja normalități, nu mai trebuie să facă niciun efort pentru asta, doar să întrețină. Și în tot acest efort al nostru de dezvoltare a infrastructurii și a condițiilor de viață, venim pe partea cealaltă cu proiecte care să ne facă competitiv și pe piața inteligenței artificiale, cercetării, energiei verzi, tocmai pentru ca într-un context european, pentru România să se vadă multiplele valențe pe care țara noastră le are. Suntem un partener cu o poziție strategică extrem de importantă. Suntem un partener cu o mare piață de desfacere, cu o capacitate de consum uriașă, cu oameni care furnizează în Europa muncă și extrem de calificată și performantă, dar și muncă de rutină pentru care trebuie să luptăm, să fie apreciată ca pentru celelalte state membre. Și în plus față de asta, avantajele pe care noi le avem ca și stat de valorificare a IT-urilor, de creștere a industriilor cu valoare adăugată mare, reprezintă un aspect pe care ne preocupă extrem de intens în perioada asta. În fața acestor provocări, negocieri și eforturi, v-aș întreba care este sprijinul pe care se poate baza România din partea Germaniei și cât contează în această ecuație parteneriatul dintre PNL, CDU și CSU. Ja, das ist sehr wichtig, weil europäische Partnerschaft basiert auf Vertrauen und das ist ja auch gerade eben schon gesagt worden. Wenn man am europäischen Verhandlungstisch sitzt, wenn man gemeinsame Projekte macht, dann ist es also sehr, sehr entscheidend, dass man sich vertraut, dass man sich versteht, dass man weiß, wie der andere denkt. Und wir haben das Gefühl, dass das zwischen unseren beiden Parteienfamilien durchaus der Fall ist, dass das sehr, sehr gut läuft. Und das macht viele Sachen einfacher und das macht es natürlich auch einfacher, in Europa bezüglich der Herausforderungen, die in der Zukunft sind, entsprechend gut zu agieren und gut zu handeln. Und deswegen finden wir es richtig schön, dass wir da ein sehr gutes und sehr partnerschaftliches Verhältnis haben und dass wir das hoffentlich dann auch in Zukunft noch weiter ausbauen können. Also uns macht das sehr, sehr viel Freude und das zeigt ja auch, dass wir diesen Termin hier heute haben können. Este ca atunci când la masa deciziei stai alături de un prieten și poți să colaborezi cu un partener, nu cu un adversar sau un competitor. Eu cred că pe noi, ca Partid Național Liberal, ne caracterizează același sistem de valori și aceleași direcții strategice pentru parcursul Europei, incluzând evident și țările noastre. Și de aceea e mult mai
benefic pentru noi să fim în acest parteneriat care se transpune în nenumărate consultări pe care le avem la nivel de lideri politici, cum a fost și întâlnirea dintre doamna cancelar Angela Merkel și președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban, dar și la nivel de alți colegi politici, când putem să schimbăm idei, soluții, să conturăm proiecte. Mi-amintesc că am avut câteva întâlniri la nivel de leadership din CDU, când eram lider de grup în Camera Deputaților și am făcut niște schimburi de experiență între parlamentarii PNL și parlamentari CDU-CSU pentru profesionalizarea activității parlamentare, un aspect la care eu țin foarte mult și profesionalizarea luării deciziei în Parlament, care iarăși la noi în România lasă mult de dorit. Așadar, colaborarea noastră nu poate să fie decât benefică. Pentru final, v-aș propune de asemenea două teme de maximă actualitate, educația și forța de muncă, două teme care se întrepătrund. Care este în acest moment marea provocare? Naja, die große Herausforderung des Augenblicks ist es natürlich immer den Wohlstand zu sichern. Darüber funktioniert Politik, über Wohlstand und über Freiheit. Und da geht es natürlich auch darum, was ist die Basis dafür? Die Basis dafür ist das Thema Bildung, die Basis dafür ist das Thema Arbeit. Und insofern müssen wir auch unsere gemeinsamen Anstrengungen darauf richten, genau diese beiden Themen in den Fokus zu nehmen. Ich denke mal, wir werden noch viel, viel darüber reden, wie jetzt die finanziellen Schwerpunkte nicht nur in diesem Recovery Package bei der Europäischen Union sind, sondern wie diese Schwerpunkte sich auch entsprechend weiterentwickeln über die nächsten 6 bis 7 Jahre. Und da müssen wir genau diese Themen in den Blick nehmen. Din perspectiva educației, aș spune că parteneriatul cu Germania reprezintă un avantaj foarte mare pentru noi, pentru că România are nevoie ca de aer de întărirea învățământului profesional dual. Așadar, pentru noi ca și guvernanți și în exercițiul guvernamental viitor, dorim să dăm forță acestei forme educaționale, pentru că ea duce la forță de muncă bine calificată, care este cerută atât pe piața internă cât și pe piața internațională. Din perspectiva domeniului muncii și protecției sociale, iarăși apreciez enorm buna colaborare pe care au avut-o ministrul muncii din România, doamna Violeta Alexandru, și ministrul muncii din Germania, pentru creșterea calității serviciilor și condițiilor de muncă pentru angajații români din Germania. Am văzut cu toții grave derapaje din perspectiva respectării drepturilor omului și a condițiilor de muncă pentru mii de sezonieri români aflați la muncă în Germania, și am apreciat foarte mult deschiderea inclusiv de a îmbunătăți legislația din Germania cu privire la angajații sezonieri, cât și de a genera o poziție la nivelul Comisiei Europene deja ca set de reguli minime pentru toți angajații care circulă în statele membre. Deci un pachet social de condiții de muncă pentru toți angajații de pe teritoriul Uniunii Europene a rezultat dintr-o bună colaborare dintre România și Germania, plecând de la niște exemple negative. Iată așadar că dacă te preocupă rezolvarea unor probleme și reușești să găsești parteneriate serioase și responsabile în alte state, poți să contribui la creșterea calității și vieții și serviciilor în toată Uniunea Europeană. Nu mai este doar o chestiune care ține de țara noastră, ci de toți cetățenii europeni. Așadar, privesc cu maxim optimism că Uniunea Europeană va avea la baza dezvoltării sale, ca și entitate instituțională puternică, educația,
în care România poate să aibă un, să aducă un plus considerabil. Creșterea calității vieții prin creșterea competențelor aflate pe piața muncii și de asemenea prin întărirea forței economice care ulterior poate să genereze prosperitate și în jurul Uniunii Europene și în interiorul Uniunii Europene. Domnule Brinkhaus, pentru că doamna Turcan făcea referire la acel, hai să-i spunem așa, scandal al muncitorilor sezonieri, cu toții am văzut reportajele cu muncitorii români din Germania. În Parlamentul României s-a înființat chiar o comisie de anchetă numită generic Sparanghelul și în presa germană chiar muncitorii români au fost prezentați deopotrivă ca salvatori și ca sclavi. V-aș întreba cum vor decurge lucrurile de acum încolo și dacă muncitorii români care vin în Germania vor avea garanțiile că drepturile lor vor fi respectate și vor fi cetățeni de mâna întâi a Uniunii Europene. Also wir haben keine Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse in der Europäischen Union. Es ist in der Tat so, dass die Arbeitszustände wirklich zu verbessern sind und auch vor allen Dingen gewesen sind. Wir haben dort in den letzten Jahren sehr, sehr viel gesetzlich auf dem Weg gebracht, haben auch Verbesserungen auf dem Weg gebracht. Es geht dort um Sozialversicherung, es geht dort um Mindestlöhne, es geht um Arbeitsschutz und viele, viele andere Sachen. Das hat noch nicht gereicht. Wir werden jetzt ein weiteres Gesetz auf den Weg bringen, wo es um bestimmte Arbeitsverhältnisse, um Werkvertrag geht. Wir müssen uns aber auch eins vor Augen führen. Die innereuropäische Arbeitsmigration, die gewollt ist, übrigens auch von Deutschland gewollt ist, ist bisher ein Stiefkind gewesen. Ich habe immer gesagt, die Migranten innerhalb der Europäischen Union sind die vergessenen Migranten. Man hat sich sehr viel mit den Flüchtlingen aus Syrien beschäftigt, aus Afrika. Und wir haben sehr wenig Programme gemacht für die Menschen, die innerhalb Europas dann in anderen Ländern arbeiten. Das ist ja jetzt nicht nur, dass Menschen aus Rumänien in Deutschland arbeiten, es arbeiten Menschen aus Polen in den Niederlanden, aus dem Baltikum in Italien, sondern das ist ein gesamteuropäisches Herausforderung und nicht nur eine rumänische Herausforderung. Und ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt den europäischen Finanzrahmen neu abstecken, dass wir auch mehr darüber nachdenken müssen, Geld für Integrationsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Ein Schlüssel ist zum Beispiel die Sprache. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung bei mir. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch die Sprachkenntnisse haben. Das heißt also, wenn jemand aus Deutschland in Rumänien arbeitet, sollte er Rumänisch sprechen. Wenn jemand aus Rumänien in Deutschland arbeitet für eine längere Zeit, dann sollte er auch Deutsch sprechen. Und da haben wir viel Verbesserungspotenzial. Also um einen Strich drunter zu machen, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Die Situation hat sich verbessert, sie ist noch nicht gut genug. Wir werden jetzt gesetzlich hier in Deutschland nochmal entsprechend nachlegen. Und ich habe dort auch Gespräche auf europäischer Ebene geführt, dass Europa sich dieses Problems auch annimmt. Der Schlüssel für bessere Bedingungen ist, dass nicht nur die Sozialstandards da sind, sondern dass auch eine Integration in der Gesellschaft da ist, dass die entsprechenden Sprachkenntnisse da sind. Aber ich weiß sehr genau, dass die gegenwärtige rumänische Regierung da in sehr, sehr engen Gesprächen ist, also mit der Bundesregierung in Deutschland, auch mit Europa. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg, den wir schon vor mehreren Jahren eingeschlagen haben, entsprechend auch weitergehen, dann werden wir da auch zu einem guten Ende kommen. Wir müssen allerdings auch eins machen, wir können in Deutschland eine Menge machen, aber die Strukturen, wie die Menschen rekrutiert werden, die liegen natürlich in Rumänien. Es sind oftmals Subunternehmer, Zwischenunternehmer, die durchaus auch von Rumänen betrieben werden. Und insofern liegt ein Teil der Aufgabe in Rumänien. Ein ganz, ganz großer anderer Teil liegt in Deutschland. Ich glaube, das haben wir jetzt auch besser erkannt, als wir das früher erkannt haben. Und wir sind sehr froh, dass wir da so gut kooperieren mit der rumänischen Regierung. Weil nur wenn wir gemeinsam dieses Thema anpacken, dann werden wir da eine Verbesserung hinkriegen. Und das sind im Übrigen beileibe nicht nur Fragen der Arbeits- und Wohnbedingungen. Das ist auch zum Beispiel eine Frage der Bildung und Erziehung. Es ist ja auch so, viele Familien kommen mit Kindern. Wir müssen Wege finden, dass der Schulunterricht gut stattfinden kann, dass die Bildung gut stattfinden kann. Und ich denke, da haben wir gemeinsam noch viele Aufgaben vor uns. Aber ich glaube, wir kriegen das hin und wir packen das auch.
Cu siguranță urmează vremuri interesante și vom avea foarte multe de discutat în ceea ce privește România, Germania și Uniunea Europeană. Vreau să le mulțumesc pentru discuția consistentă de astăzi invitaților mei, doamna Raluca Turcan, vicepremier în Guvernul României, și domnului Ralf Brinkhaus, liderul grupului parlamentar CDU-CSU din Bundestag. Vă mulțumesc amândurora. Mulțumesc și eu. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und Frau Tucker, es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, dass wir uns auch persönlich mal in Berlin oder in Bukarest sehen, wenn die Corona-Pandemie das Reisen wieder zulässt. Ich denke, wir haben viele gemeinsame Themen und ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Austausch. Herzlichen Dank und viel Erfolg auch bei den Wahlen, die Sie jetzt vor sich haben. Vă mulțumesc foarte mult și mie mi-a făcut o reală plăcere să purtăm acest dialog. Îi mulțumim și doamnei Clarice Dinu că a intermediat dialogul și Fundației Konrad Adenauer, evident. Și m-aș bucura mult să avem ocazia să ne întâlnim. Cred că aș avea multe lucruri de învățat pentru că am fost lider parlamentar și experiența pe care v-am urmărit-o că o aveți în a ține în frâu toată forța politică în CDU-CSU din Germania ar fi extrem de interesantă și folositoare pentru noi.